A fost depășit pragul de 127.572 de infectări cu noul coronavirus, iar 2.158 de cazuri au fost raportate în doar 24 de ore. Este un nou record negativ pe care îl înregistrează țara noastră. În același interval, 33 de persoane, dintre care 21 de bărbați și 12 femei au decedat. Persoanele care au pierdut lupta cu virusul au vârste cuprinse între 40 și 80 de ani. În prezent, la secțiile de terapie intensivă din țară sunt internați 550 de pacienți. Din totalul cazurilor, peste 100.000 de oameni au fost declarați vindecați și externați și numărul testelor efectuate a crescut. Astfel, până acum s-au făcut aproape 2,5 milioane de teste pentru depistarea infecției. 10.677 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu. 6.696 de cetățeni români aflați în alte state au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19. În Constanța, de la începutul pandemiei, au fost înregistrate 2.850 de cazuri, dintre care 59 au fost confirmate în ultimele 24 de ore.